E minune că suntem aici în seara asta. E mare minune. Vedeți, noi credincioși și ne gândim că minune e doar atunci când Dumnezeu vindecă pe cineva bolnav de cancer. Dar pentru mine, minuni sunt la tot pasul, în fiecare zi. Și faptul că într-o vreme atât de dificilă, într-o vreme în care parcă lumea aceasta a întors spatele lui Dumnezeu și alunec așa la vale, faptul că mai putem să ne întâlnim la părtășie într-o casă de închinare, pentru mine este o minune și spun din toată inima, lăudat să fie Dumnezeul minunilor. Cea mai mare minune va fi când vom ajunge în cer, amin? Cea mai mare minune. Și minunea asta să ne dorim cu orice preț în fiecare zi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să citesc un cuvânt pe care l-am pe inimă și sigur că o să încerc să fiu cât mai scurt în seara asta, pentru că am înțeles că ați avut aseară slujbă și cu ajutorul Domnului veți avea și mâine la prânz slujbă. Dar bine se spunea, în seara asta suntem cei mai mari câștigători. Vom pleca din locul acesta mai bogați, mai binecuvântați, pentru că Cel ce ne îmbogățește de fiecare dată este Duhul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul în veci. Vă invit să vă ridicați în picioare, să ascultăm câteva versete din Cartea Faptele Apostolilor. Capitolul 7, partea finală a acestui capitol, începând cu versetul 55. Pagina Scripturii, traducerea Cornelescu, 1064. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Marturii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu! Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Mă bucur pentru că sunt împreună cu dumneavoastră în această seară și pentru toți care v-ați făcut timp să fiți în locul acesta, spun din toată inima, Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Cu ce ați vrea să vă binecuvinteze Domnul în 2020? Mă gândesc că ați vrea să vă binecuvinteze Dumnezeu cu sănătate, nu? Să vă binecuvinteze Dumnezeu cu bani, să vă binecuvinteze Dumnezeu cu lucruri materiale, pentru că mintea noastră este setată pe aceste binecuvântări. Dar ce-ar fi ca în 2020 să ne binecuvinteze Dumnezeu cu o stare după voia Lui? Amin. Să fim pocăiți după voia Lui Dumnezeu. Toți care suntem aici, începând de la mine. Doamne ajută! Spuneam că o să încerc așa să fiu cât de scurt pot. Numai că pe mine uneori mă ia vanul predicării și nu mă pot opri. Sper să vă putem fi de folos prin slujirea din seara asta și să nu regretați că ați venit în locul acesta, pentru că, dincolo de prezența și de slujirea noastră, important este că în această seară Dumnezeu ne-a onorat cu prezența Lui. Amin. Pentru că dacă n-ar fi fost Domnul prezent, aici nu era nimic. Dar când este prezent Dumnezeu, El revarsă binecuvântare și har și îndurare și milă, și cum se deschidea seara asta, spunea fratele Nathan, fie îndurarea Domnului așa după cum o nădăjduim noi de la El. Amin? Citea fratele Nathan Psalmul 4 și acolo în versetul 3, David face o remarcă, o afirmație foarte interesantă. Și spune el așa: să știți. Adică să știe chiar și vrăjmașii mei. Să știți ceva. Că Dumnezeu și-a ales ce? Un om pe care îl iubește. Amin. Și David se simțea un om
iubit de Dumnezeu. Aleluia. Pentru că vreau să vă spun în seara asta, Dumnezeu e plin de dragoste. Amin. Așa cum iubește Dumnezeu, nu face nimeni. Lăudat să fie Domnul. Ei bine, eu am plecat de la versetul acela și vreau să am o predică pe care am intitulat-o așa. Cum arată omul pe care Dumnezeu îl iubește și într-o bună zi îl duce în cer? Pentru că până la urma urmei, ținta noastră este ca într-o bună zi să ajungem acasă la Domnul. Amin. Asta ne interesează pe noi. Ăsta e scopul nostru primordial, principal. Mai avem și scopul secundar. Ăsta este scopul principal. Noi într-o bună zi vrem ca să ajungem acasă la Domnul. Preamărit să fie Domnul în veci. E bine, și Scriptura ne prezintă, dacă vreți, o mostră a răpirii. Pentru că Ștefan aici, omul acesta despre care Biblia vorbește în capitolele 6 și 7, în două capitole, un mare om al lui Dumnezeu, dacă vreți, el a fost primul martir al bisericii primare. Un om care la final de alergare de viață, Dumnezeu pentru el a deschis cerul. Și Ștefan a strigat și a zis așa, iată, văd cerurile deschise. Și la dreapta lui Dumnezeu în picioare, îl văd pe Fiul lui Dumnezeu, îl văd pe Iisus Hristos. Amin. Spune Biblia că oamenii aceia, efectiv, nu puteau ca să mai audă cuvintele lui Ștefan. Cuvintele lui pronunțate cu atâta putere îi tăiau pe inimă și aruncau cu pietre în el ca să îl reducă la tăcere. Dar nu puteau ca să închidă gura, pentru că omul acesta al lui Dumnezeu le vestea adevărul, predica adevărul. Și acum am vrea ca să vedem ce caracterizează pe omul care la final, când va încheia alergare pe acest pământ, Dumnezeu va deschide cerul pentru el și îl va duce acasă. Că asta e tot ce contează. Cum trebuie ca să trăim noi viața pe acest pământ? Că dacă am ratat asta, am ratat totul. Nu contează că avem 20 de ani de pocăință, că avem 30 de ani, că avem 40 de ani. Aici nu se ia după vechime. Dumnezeu nu calculează în felul ăsta. Asta calculează guvernul și dă-o pensie. Dumnezeu face alte calcule. Și vreau să vă spun că e cel mai bun matematician Dumnezeu. Amin? El contabilizează cel mai bine. Ei, cum să trăim viața pe acest pământ ca la final Dumnezeu pentru noi să deschide cerul? Și la întrebarea asta majoră există un răspuns general. Și răspunsul acesta general este așa. Va trebui ca pe acest pământ noi să fim în fiecare zi oameni plini de Dumnezeu. Amin? Plini. Plini. Așa e că nouă ne plac lucrurile pline. Foarte multe dintre ele. Ne place un frigider plin? Și mie îmi place. Am plecat cu soția în străinătate undeva în Irlanda și am stat acolo vreo două săptămâni la niște prieteni și am întrebat pe cei mari care au rămas acasă, cum e acasă? Totul în regulă, sunt foarte bine acasă, numai că e gol frigiderul. Vă așteptăm să ajungeți să-l umpleți. Că nici la copii nu le place frigiderul gol. Ne place să avem portofelul plin? La toți. Fără excepție. La mine, că am câteva zeci de lei, așa, parcă nu-mi place de portofelul, așa, știi? Îmi place să fie mai dolofan, așa, mai plin. Mă simt mult mai bine. De ce să nu spun lucrul ăsta și n-are sens ca să vă spun că Dumnezeu oricum mă cunoaște și mă știe. Ne place să avem rezervorul plin la mașină? Uneori mai întâlnesc pe un frate cu inima plină de dărnicie, și zice, frate Ionic, trage la percul pentru că am pe inimă să-ți fac un plin de motorină, să ai cu ce te duce în lucrul Domnului. Băi, și așa mă bucur când, de exemplu, sunt așa pe aproape de limita minimă, la zero, și când îmi face plinul, uneori mai trag așa de barele mașinii, ca să așeze bine, să fie plin până în gură. Așa îmi place să fie până când, cam salmul 23, paharul meu este plin de... Cam așa îmi place mie. Ei, cam tot așa. Vrea Dumnezeu ca noi să fim plini de El. Amin? Amin.
Eu n-am un aparat de măsurat și să spun Romeo cam atâta are din Dumnezeu sau Nathan sau Daniel. Nu pot eu ca să spun asta. Dar în această seară o să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și o să vedem, o să pricepem, învățând de la omul acesta, de la martirul Ștefan, ce înseamnă ca să fim oameni plini de Dumnezeu. Nu de fire, că unii sunt plini de fire. Deci sunt creștini firești. Ce ați făcut ochii așa mari? Sau chiar lumești. De exemplu, Apostolul Pavel vorbea corintenilor. 1 Corinteni, capitolul 3, zice, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Pentru că voi sunteți lumești. Voi nu v-ați maturizat. Voi nu vă pot da bucate tare. Numai lapte. Numai beberon, lapte, vă dau lapte, așa, de ani de zile. Sunt unii care după 20 de ani, 30 de ani de pocăință, nu le poți da mâncare, hrană, tare. Că-i cuvânt greu de digerat. Le trebuie așa numai lapte. Toată ziua beberon. Beberon e bun, dar pentru o vreme. După aia noi trebuie ca să fim oameni maturi. Doamne ajută-ne. Amin. Sunt unii care sunt plini de mânie. Știți că sunt creștini mânioși? Mai ales la adunările generale. Doar te rogi așa când vezi că izbucnește pe unul, Doamne, fă să nu-i crape un vas la cap ceva, să se întâmple o tragedie, așa se înroșește la față și mânios, aproape că ești tentat să-l întrebi cum întreba Dumnezeu pe Iona. Zice, Iona, bine faci tu, că era plin de mânie. Numai de Dumnezeu nu. Că dacă era plin de Dumnezeu, se ducea la Ninive. Nu era treaba lui ca să cântărească lucrurile, să analizeze el, că el era un simplu rob. Și când Dumnezeu, când Marele Stăpân spune, du-te undeva și fă un lucru, tu ai o singură variantă, să spui amin, Doamne, amin? Amin. Atât trebuie să faci. Alții sunt, de exemplu, plini de invidie. Invidie. Știți? Spunea cineva că azi e mai greu, Biblia spune așa, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu... Ei, asta e o vreme în care e cam greu să te bucuri cu cei ce se bucură. Mai ușor să plângi. Nu? Băi, când treci unul prin necaz, știi, plânge așa o zi cu el, poate, sau cât plângi. Dar când cineva îi dă Dumnezeu o binecuvântare, așa, materială, cum să te bucuri cu el? Că tu n-ai. Știi? Și sunt o grămadă care sunt roșii așa de invidie, precum Saul, după ce David l-a biruit pe Goliat. Și femeile, femei deosebite în vremea aceea, inspirate direct de la Dumnezeu. Duhul Sfânt le-a dat o cântare și pe loc o compus-o. Și a cântat această cântare. Saul a biruit miile lui, iar David a biruit. Și dintr-o dată ăsta, inima lui a devenit plină de invidie. Zice, auzi, domnule, mie îmi dau mii și lui îi dau 10. Ăsta mare puțin și îmi ia tronul. El acolo s-a gândit. De-aia la ora actuală, în adunările noastre, mai degrabă îți preferă să rup o adunare decât să ordinez un slujitor. Pentru că sunt unii care spun, băi, nu-l ordinez, că ăsta s-ar putea să fie mai bun ca mie să ne-i loc. Cam așa se gândește. Asta e o gândire pur penticostală pe care am văzut-o eu în anii ăștia de slujire. Și o gândire greșită, care nu vine de la Dumnezeu. 100% asta. Noi suntem chemați să stăm relaxați din punctul ăsta de vedere, pentru că până la urma urmei, nimeni nu poate ca să ne ia ce ne-a dat Dumnezeu, ce-a investit Dumnezeu în noi. Vorbeam Duhul Sfânt unui frate, eram în America, la Chicago, în Biserica Ghețimani, și spunea Domnul așa, veneau alegerile, zice, nu te teme de oameni, ce o să-ți ia oamenii. Că oamenii pot ca să-ți ia numai ce ți-o dat ei. Voturi. Dar niciodată oamenii nu pot ca să-ți ia ce ți-am dat eu Dumnezeu. Că atunci când Dumnezeu îți dă, El dă cu mână largă. Că Dumnezeu nu-i zgârcit. Lăuda să fie Domnul. Amin. Și dacă trăiești o viață curată, o viață de pocăință autentică și te păstrezi curat, Dumnezeu investește și mai mult în tine. Că Dumnezeu este drept. Spune-mi în seara asta din toată inima, trăiască Domnul. Amin. Bun, hai să vedem ce înseamnă să fim plini de Dumnezeu. În primul rând, a fi plini de Dumnezeu înseamnă să fim plini de Duhul Sfânt. Plini de Duhul Sfânt. Ăsta e termenul, versetul 55, l-am citit, îl recitim. Spune Scriptura așa, dar Ștefan plin de Duhul Sfânt. Amin. Fraților, oare noi mai suntem plini de Duhul Sfânt?
Vedeți dumneavoastră, la noi, la Pentecostal, există o grămadă de învățături care nu sunt din Biblie, sunt din încredințări personale și sunt o grămadă care predică din burtă. Mai ales dacă burta e mare. Dar nu din Biblie. Și am auzit pe o grămadă care spuneau cam așa, zice, Doamne, a fi plin de Duhul Sfânt, dacă vorbești în alte limbi, înseamnă că ești full de Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun că nu e biblică învățătura asta, pentru că eu am văzut o grămadă de oameni care vorbesc în alte limbi, dar care au dezbinat biserici. Și oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt nu rup adunările. Puteți să spuneți amin? Amin. Eu am văzut oameni care vorbesc în limba și-au lăsat nevasta cu 2, cu 3, cu 4, cu 5 copii și s-au recăsătorit. El vorbește în limbi în continuare. Ăsta nu-i plin de Duhul Sfânt. Vorbirea în alte limbi înseamnă că tu într-o bună zi ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Atât. Dar nu că ești plin. Nu că ești plin. Nu ăsta-i semnul că ești plin, că vorbești în limbi. Că sunt unii care se pun la rugăciune și vorbesc în limbi un ceas. Dar o răutate în ei, au ură în ei, niciodată nu le afle nici voia, nici nevoia. Pe unde Duhul Sfânt? Vedeți, dumneavoastră, învățături deformate pe care le avem. E așa de important să vedem ce spune Biblia despre plinătatea Duhului Sfânt. Și eu nu pot că ar trebui să fac o temă numai de asta. Eu amintesc pe scurt așa vreo trei lucruri. În primul rând, a fi plin de Duhul Sfânt înseamnă să se vadă în viața ta toate roadele Duhului Sfânt. Și la asta avem o singură variantă de răspuns și anume, amin. Amin. Că unde e Duhul Sfânt, să văd roadele Lui. Galateni 5 cu 22. Din potrivă, roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, facere de bine, credincioșie, blândețe, bunătate, îndelungă răbdare, înfrânarea poftelor, vreo 9 la număr. Și mai asta le știți, pentru că mă gândesc că studiați într-un mod continuu Cuvântul lui Dumnezeu. Că asta e baza pentru noi. Dacă nu se văd roadele, nu-i niciun Duh Sfânt. Să fie clar. Nici o plinătate. Zice Apostolul Pavel în Efeseni 5 cu 18. Nu vă împătați de vin. Pentru că aceasta e destrăbălare. Dimpotrivă fiți plini de Duh. Adică plinătatea asta a Duhului Sfânt, ea trebuie ca să fie întotdeauna continuată. Noi avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt în fiecare zi. Doamne, ajută-ne! O dată că ai primit acum 40 de ani, gata, mă duc în rai, vorbesc în limbi, am primit Duhul Sfânt, apoi că mă duc cu viteză, se deschide cerul. Nu. Dacă faci plinul la mașină o dată, să ajungi toată viața? Nu. Că depinde cât mergi și cum talci pedala, nu? Și câți caia ai sub capotă. Ei, chiar dacă e plin și dă peste ea motorină, așa, cade din rezervor, la câteva zile sau, nu știu, o săptămână, două, trei, trebuie să treci din nou pe la și să o umpli. De-aia e important ca noi să stăruim. Amin? Amin. Noi numim biserică pentecostală, dar sunt o grămadă de biserici care nu au făcut stăruință de ani de zile. Dar avem porumbelul. Ce biserică apostolică, dar și botezată cu, dar numai stăruință noi. Am întâlnit unul în Austria care au făcut și ei într-o biserică trei zile chinuite de stăluință. Și era a treia seară. Obosiți, zice, mai avem țara asta, e ultima, desogătașa asta și până anul am terminat, zice. Asta e tot. Biserica apostolică botezată cu Duhul Sfânt, trei zile chinuite de stăluință. Deci că noi stăluim la shopping, la mall, stăluim noi la fotbal, stăruim noi la plajă, stăruim noi la bazine, stăruim la masaj. Unde nu stăruiesc creștinii? Dar numai după Duhul Sfânt, nu. Și tu de vreți roade? De asta știți care e bucuria mea? Eu stau la țară, spun și eu că Dragoș Croitorul,
El mai și exagerează cu caii și cu vacile. Eu stau la țară și am și eu o livadă acolo, acasă. Sunt țăran, agricultor și am mai multe specii de pomi. Am cai și am pruni, am mere, am pere. Știți care e bucuria mea ca și proprietar? Când văd că pomii mei pe care îi îngrijesc minuțios, îți prinde roadă. Aia mă satisface pe mine. În rest, că se numește el măr, dar n-are niciun măr. Mă ajută cu ceva? Păi cam așa privește Dumnezeu la noi. Am pus un caiz, de exemplu, l-am ales cel mai frumos din viață. Am dus acolo la cineva, cunoșteam persoana respectivă, pocăit din Ipotești, băi, dă-mi un caiz bun de soi, nu contează cât costă, cel mai vigros, nu iau unul de la pricăjit, unul dobe zdravă, să facă roade. L-am pus apă, gunoi, tot ce trebuie, curățat, nicio roadă primul an. Că mai avut unii mers operi, cât de micuți erau, aduceau un măr sau o pară. Mă bucuram de el. Ăsta nimic, cu crescut al doilea an, coroană mare la el, n-au zdravă, s-au prins așa, s-au împământenit rădăcini vicuroase, nici măcar o roadă. Și al doilea an m-am dus în grădină, că eu vorbesc cu ei. Și am spus așa, vezi că te-am pus aici între gal și solar, ca să nu te bată crivățul de la ruș. De la ruș nimica nu vine bun. Să te-am pus aici să ai dos. Ți-am pus gunoi, ți-am pus apă, eu lucrez cu tine după Biblie. Te mai las un an, al treilea. Dacă al treilea an nu aduci, te-am scos și te-am înlocuit. În primăvara, a treia primăvară, Dumnezeu mi-i martor. Au fost unii frați care după ce am predicat asta au venit acasă la mine să verifice. Atâtea caise au făcut. Domnule, era plin, caise lângă caise. Deci așa, în viața mea, două ramuri principale s-au rupt. Așa de încărcat era. Plin! A mâncat, cred că, o ludă de zile, că s-o copt așa treptat, de pe vârf, în bătaia soarelui, și apoi jos la poale. Și a mâncat zic la soție, nu facem nici compot, nici dulceață. Asta le mâncăm așa că-s bio, că-s naturale, așa pe rând treptat. Așa m-am ospătat din caisul meu și când m-am uitat, zic, acum sunt mândru de tine. Așa, da. La anul să faci tot așa roade. Ei, cam așa se bucură Dumnezeu când se uită la noi. Când vede Dumnezeu siglă, pentecostal, botezat cu Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt, băi, dar unii-s roadele? Dragoste, bucurie. Slujiți Domnului cum? Psalmul 100. Stegați de bucurie toți locuitorii Pământului. Să știți că Domnul este Dumnezeu. Preamărit să fie numele Lui. Trebuie să vadă bucurie. Poți să slujești așa, știi, de silă. Uneori trebuie să-i împingi pe frați de la spate. Tu-te, frate, și dă un îndemn. Nu mă duc, așa, știi. Ies așa, cumva scârbit. Scuzați-mi expresia, dar asta e. Și zice, nu, nici n-am vrut să vin aici. M-am împins, frate, de la spate. Eu nici nu aveam niciun îndemn, nici o tragere de inimă supărată, așa. Ce slujim? Eu pe ala nu-l pun în viață. Adică noi tot ce facem, trebuie să facem cu bucurie. Amin. Inclusiv când dăm bani la colectă. Amin? Amin. Și ne facem milostenie, spune Romani, capitolul 12, cu versetul 8. S-o facă cu ce? Cu bucurie. Și o spun în seara asta, Doamne, ajută-ne. Amin. A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă, în primul rând, să fim plini de roada Duhului Sfânt. Dacă nu se vede roadele astea pe care le-am enumerat, sau pe care le spune Biblia, că nu s-a mele, nu-i niciun Duh Sfântnic. E zero, e pustietate. În al doilea rând, a fi plin de Duhul Sfânt înseamnă să vestești adevărul Domnului și să trăiești adevărul lui Dumnezeu. Vă uitați la Ștefan, omul plin de Duhul Sfânt? Ce l-a spus la evrei? Adevărul. Zice, oameni tari la cerbice. Ne tăiați împrejur cu inima și cu urechele. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții noștri. Așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprigănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi,
care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Ăsta e adevărul. Adică omul care e plin de Duhul Sfânt, el întotdeauna spune adevărul din inimă. Nu așa spune Psalmul 15. Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cine locuiește în cortul Său și cine se urcă pe muntele Tău cel Sfânt? Printre altele, cel ce spune adevărul din inimă. Că ăsta e plin de Duhul Sfânt. Am ajuns la ora actuală, așa, la amfon, s-a ajuns până acolo încât, domnule, nu mai poți să spui orice, că s-ar putea să se simtă unii ofensați. Deci, are ce are cu mine, domnule. S-o lua de fata mea, s-o lua de nevasta mea. Păi dacă nevasta ta nu vine îmbrăcat cuvincios, și vrei să o laud? Cam ajuns la ora actuală în adunării. Mă duc așa, mai ales în vestul țării, știi? Nu știu, vestul sălbatic, vestul României, ceva să leagă acolo. M-am dus într-o adunare, păstorii stăteau frumos, echipați, costum, cravată, cu nodul cât pumnul, între doi palmieri de ăștia de plastic, în adunare, jale, vopsite în cap, nu așa culoarea, mov, albastru, tot felul de lanțuri, tot felul de lucruri de felul ăsta. Păi ce să-i spui acolo, fraților? Așa de pocăiți sunteți, duceți-vă că vă duceți în rai. Dumnezeu 100% așa vă ia și își găsește plăcerea în voi. Păi te faci părtaș. Vorba unui prieten de-al meu, noi predicatori. Într-o zi o să dăm socoteală. Pentru că n-am spus adevărul. Păi, fraților, pocăința e pocăință. Eu nu predic ca să mă fiu chemat. Eu predic ce îmi dă Dumnezeu și predic ce trebuie. Cine mă mai cheamă, mă mai duc, cine nu, stau acasă. De-aia mai sunt liber, că am și o familie și perioada asta numai pe drumul stăm. Dar trebuie să facem lucrul ăsta. Vedeți dumneavoastră când vă dau referința biblică, 2 Cronici, capitolul 18, Ahab cu Iosafat se pregăteau să se ducă împotriva asirienilor să ia cetatea Ramot din Galad. Și o zis Iosafat, zice, în afară din proroci ăștia, numai e vreo unul? Și mai am unul, dar ăla niciodată nu-mi prorocește bine. Că văd așa unii oameni de afaceri, domnule, ei numai mint, facturi false, înșelătorii, țepe. Și când așa, au proroci din casă. Știți, se vin ăștia și spune, zice, domnule, cu tine, viteazule, dă-i înainte, cu tare, domnul a deschis un drum, îți dă biruință, te însoțește. Păi ce înseamnă asta? Păi te duci în iad și tu și el. Nu mai bine să spun că la urmă l-a scoate din buzunar, nu știu ce sumă, și spune, pentru nevoile casei dumitale, ia de aici. Clar că la data viitoare vine cu o prorocie mult mai îmbunătățită. Ei, când se duc trimeși, ăștia au fost pregătiți și au spus așa, zice, cuvântul tău să fie ca a lor. Zice, nu, că eu sunt plin de Duhul Sfânt. Nu zis el, dar asta iese. Nu ca ei. În mine e plinătatea Duhului Sfânt. Și când ești plin de Duhul Sfânt, tu spui ce-ți spune cine? Domnul. Zice, eu nu voi spune nimic altceva decât îmi va spune Domnul. O spus așa? Da. S-a întâmplat ce-a spus el? Da. Că atunci când vorbește Dumnezeu, se împlinește cu? Da și amin. Slăvit să fie Domnul. Ioan Botezătorul a spus adevărul. De ce? Că o soldat, Elisabeta, mama lui, când era în pântic, da? Era plină de Duhul Sfânt. Și a spus adevărul. Au venit farisei într-o bună zi la botez. O zi și ei, nu că credeau în valoarea și importanța lui, nu? Nu că vreau să pocăiască. O mers pe ideea asta, cum te ajută așa nu strică. Și când i-a văzut Ioan, zice, pui de? Cine vă învăța pe voi să fugiți de mânia viitoare? Ia plecați voi întâi și pocăiți-vă. După ce vă pocăiți, cum trebuie veniți la botez. O venit Irod, un om care însufla frică, un om cu o duritate extremă. Nu s-a uitat Ioan să zică, trebuie să te pui bine cu ăsta, că na, să ai așa un viitor asigurat, cu cărmuitorul Irod. Și a zis, Irod, tu trăiești cu cumnata ta, în păcatul curviei, cu Irodiada. Și într-o bună zi, tu vei dea socoteală în fața lui Dumnezeu. În temniță, când l-a băgat Irod, el și acolo, Ioan, continua să vestească adevărul. Și spune Biblia că Irod stă în cumpănă, neștiind ce să creadă din Mântuitor. Ei, cam aia trebuie să facem. Trebuie ca în orice împrejurare
Când suntem plini de Duhul Sfânt, să vestim adevărul. Dar adevărul nu numai că trebuie vestit. Adevărul trebuie trăit. Că oamenii ăștia despre care am amintit eu, l-au trăit. Știți că sunt predicatori care spun adevărul, dar nu-l trăiesc. La noi în Suceava a venit un mare evanghelist din țară, foarte bine cotat, că acum evangheliștii sunt cotați, locul 1, 2, 3, sunt 3 pe podium, după aia restul în afară, restul cu mențiuni și așa, top 50. Sigur că nu o să spun nici pe ce loc e, în funcție de vizualizările care le are, dar era în top. Și-o venit la Suceava într-o biserică, că frații, iată, așa zice, mai schimbăm așa ceva. Și-o venit ăsta, el știa unde se duce o biserică foarte conservatoare. Noi avem în Suceava biserici care, cu baticul așa legat la față, avem biserici unde nu se cântă cu instrumente, nici la ora actuală. Cam așa, bătrânii să luptă, așa o înțelesi și noi respectăm. Bun, dar a venit respectivul, știa unde se duce, a fost informat și a tras o predică cea mai dură și mai aspră predică. Că a ieșit bătrânii aia cu 40-50 de ani de pocăință și zice, așa ceva, noi n-am auzit în viața noastră. Eu zguduit, efectiv. Numai că la 3 luni, respectiv, au făcut nuntă cu fiica sa. Știți ce nuntă au făcut? Exact ca în lume. Nu exagerez când spun. Numai că nu s-au cântat manele de astea, știți, 2019, un fel de manele creștine, dar tot aia. Adică, și atunci la ce? Pentru ce? Pentru ce să spui adevărul de la amfon, dacă nu îl trăiești? Vorba unui frate de la noi s-a dus cu nevasta și cu două fete la o căsătorie, undeva în zona acolo și zice, măi, m-am pregătit o oră de predică bună la mult. Cu început, cu cuprins, cu detalii, cu principii, de viața, de familie, tot frumos. Zice, o fată de-a mea mai îndrăzneață, zice, tate, nu cumva la nunta asta să te dai mare și să predici dumneata cum ar trebui să fie. Dumneata predică la nuntă experiență de familie. Cum vorbești? Cu mama, cu noi, cum te porți acasă, cam aia să predici. Zice, băi, m-am cam tăiat, așa știi, când am ajuns acolo, zice, frații mi-au dat, au fost generoși, timp la dispoziție, dar zice, dintr-un ceas am predicat numai 20 de minute. E foarte greu să predici așa numai ce trăiești. Că de multe ori predicăm cum ar trebui să fie, dar de fapt ar trebui ca să predicăm numai cât trăim. Doamne ajută-ne! Asta înseamnă ca să fim oameni plini de Duhul Sfânt. Și oameni plini de Duhul Sfânt înseamnă să nu avem nicio frică de nimic din lumea asta. Nici de oameni, nici de boli, nici de moarte. Singura frică pe care o avem noi să fie frica de Dumnezeu. Amin! Știți că e scris în Biblie, în Luca, în capitolul 2, se vorbește acolo despre bătrânul Simeon. Spune că omul ăsta era plin de Duhul Sfânt. Dar omul care e plin de Duhul Sfânt și de frică, de teamă, trăiește cu frică de Dumnezeu în fiecare zi. Ei, Ștefan, vedeți, dumneavoastră, nu sunt temut de oameni, nu sunt temut de moarte. Zice Romani 8:15, noi n-am primit un duh de robie ca să mai avem ce? Frică. Ci am primit un duh de înfiere, adică Duhul Sfânt, care ne face să strigăm Ava, adică Tată, noi avem un Dumnezeu măreț, noi avem un Dumnezeu puternic și putem să spunem în seara asta, Tatăl nostru care ești în ceruri, dar care ești în adunare aici la București, între noi, lăudat să fie Domnul în veci. De-aia n-avem frică. De-aia spunea Apostolul Pavel, pentru mine a trăit Hristos și pentru mine a murit cei. E un câștig. Pe care mai spune în ziua de azi câștig? Că noi pentecostalii suntem tare ciudați. Noi toată viața cântăm din cer, predicăm din cer și când vine momentul morții, când spune medicul în 3 luni te duci, așa pocim ca Ezechia, Doamne, adu-ți aminte. Vezi? E bun la soacră, mai are 80 de ani, își face analizele de 10 ori pe an. Zic, vrei să legalezi cu Metusala? Tocmai ar mai trăi și ea măcar vreo 5 de ani. După cât te simt eu. Nu mi-a spus, dacă am simțit eu. Că așa suntem noi oameni, domnule. Ne-am împământenit aici. Doamne ajută-ne, când ești plin de Duhul Sfânt, împlinești cântarea aia. Suntem gata ca să ne jertfim. Pentru Domnul Iisus, chiar
să-și murim. Pe care diferența? De ce Petru s-a lepădat de Domnul Iisus în curtea marelui preot? Pentru că era gol. Dacă l-a fost plin de Duhul Sfânt la final, ăsta a zis, Domnule, gata să mor și am o singură dorință. Răzdicniți-mă cu capul în jos, că nu sunt vrednic ca să mor ca Domnul meu. Iată diferența. Când ești gol și când ești plin de Duhul Sfânt. Ești gata să plătești prețul. Doamne, ai milă de noi. Amin. Și binecuvintează-mi. Fraților, sunt o altă, sunt mai multe lucruri care caracterizează plinătatea Duhului Sfânt. Dar nu mi-am propus seara asta, numai tematica asta. Respectăm subiectul de la început, v-am dat numai câteva idei, să nu mă înțelegeți greșit. Eu sunt un penticostal autentic și veritabil. Pe mine ce mă deranjează e faptul că de foarte multe ori se predică lucruri care nu se potrivesc cu Biblia, care nu sunt din Biblie. Asta mă doare. Dar va trebui în vremea asta să ne trezim, să ne întoarcem la Scriptură. Amin. Și să ne ajute Dumnezeu ca să fim plini de Duhul Sfânt. Amin. Să ne ajute Dumnezeu să vorbim în limbi toată adunarea. Amin. Amin. O spune Pavel, zice, eu vorbesc mai mult ca voi toți. Amin. Dar nu asta e totul. Că dacă rămânem numai cu vorbirea în limbi și restul lucrurilor care caracterizează plinătatea Duhului Sfânt nu se văd. Din zadar. Să se vadă roadă, amin? Amin? Să se vadă adevăr, vestit și trăit. Și nici o frică. Nici de oameni, nici de moarte. Singura frică pe care trebuie să o avem este frica de Dumnezeu. Doamne ajută-ne! În al doilea rând, a fi plin de Dumnezeu, e ceea ce spunea predicat Daniel în această seară, că am făcut așa și o legătură, ca să cuprind și aspectul ăsta. A fi plin de Dumnezeu înseamnă a fi plin de credință. Ștefan a fost plin de credință și o să vă citesc de aici, din Fapte, din capitolul 6. Ascultați ce spune Scriptura în versetul 5. Deci Fapte, capitolul 6, versetul 5. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de ce? De credință și de Duhul Sfânt. Asta am vorbit deja. Deci plin de Duhul Sfânt, dar și plin de... N-a spus aici Scriptura, l-au ales pe Ștefan un bărbat credincios. N-a spus asta. Termenul e foarte clar, este foarte, foarte tranșant și categoric. Zice, au ales pe Ștefan un bărbat plin de credință. Pentru că credința are mai multe etape. De exemplu, predicat Daniel despre ucenici. Știți de ce Domnul, că nu întâmplător Domnul i-a silit să urci în corabie. Pentru că Domnul în ziua aceea a pregătit cadrul potrivit ca să le verifice lor, să le testeze, știți ce? Nivelul de credință. De-aia. Că unde poate fi testat nivelul ăsta dacă nu în încercare? Că acolo se vede câtă credință am și câtă credință ai. Acolo se vede. Ei bine, tocmai de aceea, pentru că vine furtuna aceea și Domnul Iisus nu o putea trezi. Cum să dormi tu când intră apa în corabie? Nu vă gândesc că era corabie ca Titanicul. De fapt, corabiele erau un fel de bărcuță. O bărcuță. O bărcuță de maxim 20 de persoane se încapă. Maxim 20. Pentru că, spune Scriptura în Luca, în capitolul 5, au prins o mreajă plină de pește și au umplut două corăbioare de alea care s-afundau sub povara peștelui. Ei bine, bărcuța aceea era purtată așa. Cum să dorm? Strigătele lor, apa care intra, vântul. A Domnul Iisus o dormit să-i testeze. Și s-o dăpustit asupra lor. Știți care a fost credința lor în ziua aceea? Că moră. O zis așa, învățătorule, scoală-te sau scapă-ne, nu-ți pasă că noi... Nu atât au crezut ei. Ei au crezut că pierd. Nu? De-aia a spus Iisus, facă-ți se după, dacă crezi că mori, mori. Dacă crezi că trăiești, că Dumnezeu te vindecă, Dumnezeu te vindecă. Amin. Doamne ajută-ne. Amin. Este important. Și Domnul cearcă furtuna, prește, vântul, marea, mă rog să liniștește. Și apoi se întoarce către ei și le spune așa, prea
puțin credincioși. Ei aveau credință, dar câtă? Atât. Micuț. Ori, ei trebuia ca să ajungă la plinătate. Că toți au început așa. De-aia e nevoie de o creștere la nivel de credință, fraților, să creștem în credință până când vom ajunge plin de credința asta care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și amintea Daniel aici, metodele, da, sau lucrurile care ne ajută pe noi ca să creștem în credință. Și unul este părtășia, da? Atunci când suntem împreună și când ne adunăm aici, vreau să vă spun că credința în inima noastră crește. Lăudat să fie Dumnezeu. Și mai departe, experiențele cu Dumnezeu, lucrurile care se întâmplă în viața noastră, în relația pe care o avem cu Dumnezeu, sunt lucruri care ne măresc, ne edifică credința noastră. Ei bine, Ștefan a fost un bărbat plin de credință, pentru că fără de credință, Evrei 11:6, este cu neputință ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Câtă credință avem? Știți când se vede? Când vine focul încercării. Atunci se vede. Vă amintiți de cei trei tineri? Șadrac, Meșac și în fața cuptorului încins s-o văzut credința. Daniel nu era acolo, chiar mi-a pus cineva o întrebare. Odată zice, frate, nu mi crezi dumneata că era Daniel, că n-amintește nimic a Biblia. Zic, 100% nu era cu fruntea la pământ înaintea chipului de aur. Unde Biblia tace, e de preferat să tăcem și noi să nu ne dăm mai deștepți. Că greșim. Dacă Daniel era acolo 100%, făcea front comun cu cei trei. Dar Daniel nu știu unde era, nu era acolo, numai cei trei tineri. Ei, gândiți-vă că acolo, toată lumea aceea din Babilon, toți supușii, erau cu fruntea la pământ din cauza a ce? A cuptorului. Pentru că o zis Nebucadnețar, cine nu se închină, în cuptor ajunge. Ăștia trei au rămas acolo. De ce au rămas în picioare? Știți de ce? Pentru că aveau inima plină de credință. Erau plini de credință. O zis Nebucadnețar, dar voi n-ați auzit bine? Mai dau o dată semnalul ăsta pentru voi. Mai pot să mai cântești o dată. Și până atât nu mai pune să cânt, că noi am auzit clar, e fost explicit. Dar știi de ce nu ne plecăm noi? Că noi nu ne închinăm la idole. Noi ne închinăm Dumnezeului oștirilor, Dumnezeului evreilor, Dumnezeul cerurilor. El merită toată gloria și slava. Și zis așa, păi am să văd dacă Dumnezeul vostru vă poate scăpa din mâinile mele și implicit din cuptor. Și o zis ei, să știi împărate, că poate. Nu cântăm noi așa cântarea asta? El poate, El poate. Eu știu că Domnul, dar chiar dacă nu ne... Asta înseamnă plinătatea credinței. Trebuie să iei în calcul și varianta B. Dumnezeu poate, dar e posibil să aibă alt plan. Adică dacă Dumnezeu vrea, 100% El poate. Dar și dacă nu ne va scăpa, noi vrem să îi rămânem fideli, loiali, că Dumnezeul nostru merită. Imaginați-vă că spune acolo Scriptura ce a poruncit Nebucadnețar să încălzească cuptorul de ori. El știa că Dumnezeul evreilor e puternic. Istoria consemnase. O despărțit Marea Roșie în două. Au căzut zidurile Ierihonului. Puteai să întorci o căruță de război acolo. Așa de lat era. Adică, o zis el, nu mă pot face de rușine. Deci tot Babilonul a adunat. Dar dacă încălzesc de 7 ori, vă dați seama ce era acolo, puteai topi fierul. Aur, argintul. Așa temperatura era. Imaginați-vă că Nebucadnețar poruncește unor soldați, atenție, voinici. De ce voinici? Pentru că așa de tare era căldura emanată din cuptor, încât nu puteai ca să ajungi lângă el. Trebuia să le faci vânt de la distanță. Adică oameni bine făcuți, ca să reușească să-i arunce în cuptor, să le facă vânt. Chiar și așa, soldații voinici au fost mistuiți, au murit, au ars. Fără să s-au apropiat cât să îi arunci în cuptor. Și cu toate astea au murit. O fi spus Nebucadnețar cu siguranță. Dacă ăștia nu au intrat în cuptor, numai aproape din cuptor, când i-au aruncat și au murit, păi ei în cuptor n-au nicio șansă. Își freca așa mâine de bucurie. Dar la un moment dat se apropie și când se apropie și vede ce se întâmplă realitatea, îl trec fiorii. Și-o întrebat, n-am aruncat noi trei tineri? Ba da, împărate.
Păi uite că acum văd patru. Și cel de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Trăiască Domnul în veci. Mai mare ca orice cuptor este Dumnezeul minunilor. Glorie Lui în veci. Și l-a coborât acolo. O coborât și vreau să vă spun că El este izvorul apelor vii. Amin. Nu cântăm noi așa o cântare. Un izvor de apă vie am găsit în Domnul meu. Un izvor de apă vie este El. Vino, prietene, aleargă la izvorul mult dorit. Este loc și pentru tine. Vino să fii mântuit și fericit. Dar și răcorit. Că izvorul ăsta o răcorit cuptorul. Amin? Amin. O răcorit de acolo. Veni cu răcoarea Lui. Că El răcorește și oasele. Este scris în Proverbe 3. El răcorește oasele tale. O răcorit și cuptorul. Trăiască Domnul în veci. Și ăștia se plimbau. Zice Nebucadnețar, dacă voi sunteți, haideți afară. Ăștia copii cu minți. Eu eram în locul lor, spuneam, nu vinim afară. Hai tu la noi. Dar au venit afară și când i-o pipăi, că nu credea asta. Nu credea că sunt oameni. Când i-o pipăi și au văzut că sunt oameni, au rămas efectiv uluit, uimit, speriat. Și reacția lui a fost asta. Mare Dumnezeul acestor băieți, acestor tineri. Și de azi încolo stau poruncă împărătească. Ne schimbăm direcția închinării. Ne închinăm Dumnezeului lui Șadrac, Meșac și Abednego, că Dumnezeul acesta trăiește. Dumnezeul acesta face minuni. Lăudați să fie Domnul în veci. Dar cu cine face minuni? Cu cei care au inima plină de? Doamne, mărește-ne credința. Lasă peste noi plinătatea credinței. Punctul 3, că timpul trece, le mai scurtesc astea două. A fi plin de Dumnezeu înseamnă, în al treilea rând, a fi plin de înțelepciunea care vine de sus. Zice capitolul 6 din Fapte aici. Versetul 9. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor și alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Dar spune versetul 10. Dar nu puteau să stea împotriva ce? A înțelepciunii și Duhului cu care? Pentru că peste Ștefan, dați-mi voie să vă spun, era plinătatea înțelepciunii lui? Băi, era singur împotriva la toți. Ca să-i poți combate pe toți cu argumente, acolo trebuie ca să fie înțelepciunea lui Dumnezeu, că altfel n-ai cum. Nu poți verbal ca să-i combați o mulțime de zeci de oameni sau de sute de oameni. N-ai nicio șansă. Când e vorba de nivelul decibelilor, că te acoperă. Dar omul ăsta, vreau să vă spun că îi dovedea pe toți datorită faptului că el întotdeauna vorbea plin de înțelepciunea lui Dumnezeu. Asta îmi doresc să ne ajute Domnul pe noi în anul ăsta 2020. Să fim plini de înțelepciunea Lui Dumnezeu. Ați văzut câte calități are înțelepciunea venită de sus? Iacov, capitolul 3, versetul 17. Înțelepciunea asta este curată, pașnică, blândă, ușor. Sunt unii care comitetul lui poate îndupleca două nopți la rând. Dacă stă o săptămână pe unii lui poate îndupleca. De ce? Pentru că nu au înțelepciunea Domnului. Când ai înțelepciunea asta, asta e ușor de duplicat. Vedeți, dumneavoastră, sunt o grămadă de calități pe care le are înțelepciunea. Omul care are, zice Solomon în Cartea Proverbelor, că pe cel înțelept, omul care e plin de înțelepciunea lui Dumnezeu, îi păzi de ușa buzelor lui. Adică, prin cuvintele pe care le rostește. Îmi spune acolo despre femeia ideală din Proverbe 31, zice, ea vorbește cu înțelepciune. Pentru că femeia înțeleaptă își zidește casa. Acea nechipzuită și-o dărâmă. Gândiți-vă la Abigail, nu? Păi au reușit femeia asta, știți cu ce? Cu vorba ei înțeleaptă să bage în teacă 401 săbii. Că David a zis așa, să mă pedepsească Dumnezeu, dacă până în zor rămâne cineva în viață din casa lui Nabal. S-au zis ce jurământ pripit o făcut? Și femeia asta, prin înțelepciunea lui Dumnezeu de sus, a reușit să întoarcă săbile în teacă. De-aia a fugit robul pe scurtătură și a plecat la soția lui Nabal. Pentru că a știut că asta e o femeie plină
de înțelepciunea care vine, Doamne ajută-ne. Doamne binecuvintează-ne. Dă-ne și nouă înțelepciunea asta. Fă-ne plin de ea. Zice Moise în Psalmul 90 cu versetul 12. Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine ce? Zilele. Ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Ați auzit? Nu spune Biblia să ne numărăm anii? Că nebunul din Luca 12 o zis așa, mănâncă suflete, bea suflete, veseleaște-te, distracție maximă, trăiește clipa, saborează momentul, pentru că ai multe bogății pentru mulți ani. Zice Dumnezeu, nebunule, în noaptea asta ți-au? Tu nu ești înțelept. Pentru că tu numeri ani. Și nu știi că de fapt nici măcar ziua de mâine nu e ta. Dacă Dumnezeu spune stop în noaptea asta, mai apucăm ziua de mâine? Noi vrem să zburăm mâine la Hamburg cu ajutorul Domnului. Dar numai dacă Dumnezeu se îndură de noi. Că dacă Dumnezeu spune stop, am plecat. Doamne, dă-ne înțelepciunea asta. Amin? Înțelepciune în vorbire, în trăire, Doamne, să ne comportăm cu înțelepciune, prin noi să se întoarcă oameni la Dumnezeu. Amin? Amin. Și apoi, dragilor, închei cu ultimul gând, a fi plin de Dumnezeu în al patrulea rând înseamnă, presupune, să fim plini de dragostea și de iertarea Domnului. Plin, plin. Ce se întâmplă aici? Dacă v-ați uitat, ați fost atenți, spune Scriptura că l-a scos afară pe Ștefan și-o aruncau cu pietre în el. Ștefan vede cerul deschis. Îl vede pe Dumnezeu Tatăl pe tron, îl vede în picioare pe Iisus Hristos. Da? Și el se roagă și spune așa, Doamne, primește Duhul. Vă imaginați că i-o aruncau cu pietre în el și Ștefan nu murea? Rănit, plin de răni. De ce? Pentru că trebuia să mai fac un lucru. Să ierte pe criminali. Nu te poți duce Ștefan așa, că le-o zise, oameni, toarnă, ce? Nu le-o spus-o așa cu dragoste, știi? Le-o spus-o un pic așa mai apăsat. Le-o spus-o cu, un pic așa mai tăios, așa mai, știi? Au venit mai niște cuvinte mai aspre, mai tăioase din partea lui, un pic. S-o aprind Ștefan acolo. Și se ruga, Doamne, primește Duhul meu. Și o zis, nu. Tu trebuie să reglezi treburile. Pe ăștia, care umblă cu pietre în tine, iartă și iubește. Și-o priceput Ștefan. Văzi că nu moare? Zice, Doamne, nu le ține să mă păcatul că nici eu nu-l țin. I-am iertat. Și automat, spune textul nostru, zice, după astea vorbe, Ștefan a rapid. S-au zis? Dar unde a învățat asta? De la Iisus. Ce a spus Iisus pe cruce? Primele cuvinte, prima rugăciune, Doamne, Tată, iartă-i că... O întâmplare și închem cu rugăciune. La noi, acolo în zonă, o fată ieșea de la adunare, nu de la shopping, nu de la coafură, nici manicură, sâmbătă seara. Era cu altă tânără, amândouă credincioase, și un tânăr de acolo, din localitate, cu volan pe dreapta, mergea cu viteză, era o toamnă ceață, și-o prins-o pe una din fete, cea de la margine, și-o proiectat-o într-un gard de beton. Și-o murit fata asta, pe loc. Vă dați seama, ce dramă pentru părinți. Să-ți vină fata de la adunare, să nu mai ajungă acasă și să o umoare în un accident de mașină. A fost o durere imensă. A început procesul la Suceava acolo și judecătorul a întrebat pe tata la fată. Zice, domnule, dumneata, ca și parte afectată, vădămată, ca și tată, ce vreți să spuneți? Toată sala aceea s-a făcut liniște, așa cum sunteți voi liniștiți, ca să vedeți rezonământul. Ce spune un om încercat, un om cu palubă, așa, irecuperabilă? Și-a zis omul ăsta cu glasul tremurând, dar așa cu căldură, în vocea lui zice, domnule judecător, eu pe fata mea înapoi nu mai pot aduce. Fata mea s-a dus la Dumnezeu în cer, că noi suntem creștini, suntem pocăiți. Pe noi Biblia ne învață că după moarte mai există o viață veșnică. Și noi îl slujim pe Dumnezeu și ea a fost o tânără care a încheiat legământ cu Dumnezeu și s-a dus în cer. Nu mai pot aduce. Mi-e dor de ea.
Dar știu că într-o bună zi o să mă întâlnesc cu ea în Împărăția Domnului. N-aș vrea ca tânărul ăsta care e tânăr să îi fie viața distrusă, să ajungă în demne, să se facă nu știu câți ani, să-și ruineze viața. Eu nu știu ce faceți voi ca judecători, ca legiuitori, dacă puteți sau nu-i treaba voastră. Dar eu, din punctul meu de vedere, eu pe tânărul ăsta îl iert. Și n-aș vrea să facă nici măcar o zi de temniță. Toată sala aceea a rămas înmărmurită. Eu vă spun cazul ăsta pentru că știu concret. Nu-s povești, sunt realități. Și la câteva luni de zile, vreau să vă spun că băiatul ăsta, care a omorât fata asta, nu a făcut pușcărie. A fost absolvit, iertat. Și la câteva luni de zile, după întâmplarea asta care a marcat viața, tânărul ăsta s-a întors la Dumnezeu și s-a pocăit adevărat. Știți de ce? Pentru că acolo, la tribunal, s-a întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu. Dragostea adevărat. Lăudat să fie Domnul. E bine, cam asta înseamnă sau o inimă plină de dragoste și de iertare. Pentru că asta a făcut Dumnezeu. Gândiți-vă ce a simțit Dumnezeu când fiul lui era scuipat, bătut, când o strigat mesete. Ce simți tu ca tată când vezi că copilul tău e chinuit? Ce simți? Durere. La ce a spus Dumnezeu? Se merită. Pentru că prin moartea fiului meu se va naște un popor, o sămânță de urmași, care îmi va purta numele, care mă va cinsti, care mă va vesti în lumea asta. Dumnezeu are așteptări mari de la noi. Amin? Și că oameni buni, să trăim pentru El. Amin? Amin? Să trăim și să vibrăm pentru Dumnezeu. Amin? Să ne ajute Domnul ca în 2020 să fim plini de Dumnezeu. Amin? Plini. Amin? Plini de Dumnezeu. A fi plin de Dumnezeu, pe jumătate. Înseamnă a fi plin de Duhul Sfânt. A fi plin de credință, a fi plin de înțelepciunea care vine de sus și a fi plin de dragoste și de iertare. Asta îmi doresc pentru mine și casa mea. Și asta îmi doresc pentru voi. Vă invit să vă ridic.